Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară, în derbiul Clujului, CFR a reușit să câștige cu 4-3 în final, într-un derby palpitant, pasionant, în care U-Cluj, gazda acestei partide, a condus cu 2-0 la un moment dat, putea să conducă chiar și cu 3-0 sau poate chiar cu 4-0 în prima repriză. Însă CFR Cluj a revenit și a reușit să întoarcă, să câștige cu 4-3. Este al doilea rezultat de 4-3 înregistrat în această etapă de Liga 1. O etapă cu rezultate spectaculoase, iată, 2 de 4-3. Petrolul FCU Craiova a fost primul meci al etapei încheiat cu acest scor. Etapa se termină tot cu un 4-3 în meciul de aseară, iar CFR Cluj urcă pe locul 4 în momentul ăsta în Liga 1 cu 10 puncte. A scăpat de o mare sperietură aseară CFR Cluj, echipa lui Mandorlini, care a arătat destul de multe fragilități. La U-Cluj probabil că nu va fi liniște după această înfrângere. Toni Petrea, despre care s-a tot vorbit în ultimele săptămâni, că ar putea să fie demis. De data asta chiar s-ar putea să fie demis după această partidă. Deja se discută nume de posibili înlocuitori pentru fostul antrenor de la FCSB, actualul încă al celor de la U-Cluj. O să discutăm despre etapa asta de Liga 1, însă în dimineața asta o să ne așezăm un pic să stăm la povești cu un atacant care la începutul anilor 90 dădea foarte multe goluri în Liga 1, era un atacant foarte cunoscut în Liga 1 și apreciat, un atacant care a ajuns la Rapid în perioada în care Rapid se construia, era aproape de a deveni campioana României, Rapid București. Atacantul cu care, fostul atacant cu care stăm de vorbă în această dimineață, a fost și la Dinamo la un moment dat, însă actele nu s-au rezolvat din cauza unei clauze de reziliere. A jucat însă pentru Poli Timișoara, inclusiv într-o finală de Cupa României, palpitantă, dramatică, pierdută la penaltiuri de Poli Timișoara în 1992, în fața Stelei, un meci jucat în regie. Invitatul din această dimineață chiar marca atunci, în acea finală de Cupa României cu Steaua, golul de 1-1, apoi rata un penalti la loviturile de la 11 metri, în urma cărora Steaua a câștigat Cupa României. Discutăm în această dimineață cu Marcel Băban, care poate pentru tânăra generație nu spune numele, nu spune nimic, însă pentru cei care au prins fotbalul din Liga 1 din anii 90, e un nume foarte, foarte cunoscut. Bună dimineața, domnule Băban! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ce faceți? Cum merge viața la 54 de ani? Cum e pentru un fost fotbalist? Merge foarte bine. Mă bucur că sunt sănătos. Așa. Și putem să mergem mai departe. E bine. V-a plăcut? Vreau să vă întreb dacă vă place fotbalul din Liga 1 în momentul ăsta, față de cum era când jucați dumneavoastră în anii 90. Ce pot să vă spun? Îmi place fotbalul în general, îmi place și mă uit la fotbal, da, dar nu pot să am o părere foarte bună, adică de calitatea jocurilor ce se joacă în campionatul românesc. Nu vă place? Adică nu e atât de bună calitatea fotbalului? Ce ar lipsi? Ce nu vă place? Adică ce nu e ok? Adică, în primul rând, mediatizează foarte mult scandalurile înainte de meciu, după meciuri, și nu se pună amprentă pe fotbal, pe jocul de fotbal și în special pe jucătorii de fotbal. Ok. Dar fotbalul propriu-zis, cum vi se pare? Adică e mai lent, e mai rapid, e mai puțin tehnic? Cum e față de cum era când jucați? Vreau să spun că calitatea jucătorilor din ziua de astăzi este mult sub nivelul când activam noi, în perioada 90, după 90. Așa. Calitatea lor e mult mai slabă și de aceea conduce și la jocul de fotbal. Nu e foarte plăcut. Dar e cineva, e vreun jucător care vă place mult? Adică un fotbalist pe care îl vedeți și spuneți, bă, ăsta e un fotbalist extraordinar. Uite, pe vremea mea când erau fotbaliști mai tehnici, că toată generația asta dumneavoastră asta spune, domne, pe vremea mea erau fotbaliști tehnici și erau fotbaliști tehnici. E cineva în momentul ăsta în Liga 1 care vă place mult? Acum, sunt jucători care sunt veniți în campionatul intern, care au totuși o calitate superioară față de unii jucători din campionatul nostru român, mă refer. Da. Dar atacant, numărul 10 era numărul 10, așa. Adică aveam calitate. Și în ziua de azi nu se mai respectă chestia asta. Nu mai este, e un fel de... Eu nu știu, de caci alba, așa, fiecare joacă unde apucă. Vreau să vă întreb ceva, că în timp ce dumneavoastră vorbeați la un televizor în spatele ecranului, în spatele camerei la care mă uit eu, apărea la declarații, mă rog, înregistrate, evident,
Ovidiu Popescu, care în această etapă a marcat un gol spectaculos în victoria celor de la FCSB. Ce vă spune numele ăsta, Ovidiu Popescu? Ovidiu Popescu e un jucător crescut la Academia mea de fotbal, școala de fotbal Marcel Taban, legat de la mine, la Steaua. Da. Jucător bun, de calitate, dar într-o perioadă care a fost bulversat, așa, mutat pe anumite poziții care nu erau pozițiile lui de bază, adică s-i scos calitățile în evidență. Așa. Care poziția lui de bază? Care e, de fapt, nativ calitatea principală a lui Ovidiu Popescu? Ovidiu Popescu, începând de la mine la Academie și la echipa națională de juniori unde a jucat, era un număr 10, un coordonator de joc. Ok. Ceea ce el nu mai joacă în ziua de azi deloc. Adică el joacă în ziua de azi, poate, cel mai aproape de asta, joacă număr 8, adică undeva la Inter, dacă nu cumva închizător, dacă nu cumva fundaș dreapta, dacă nu cumva fundaș stânga. La stânga, da. Deci a fost mutat pe anumite poziții. Este un lucru bun pentru că cam fotbalist calitățile lui se poate să joace și pe alte posturi. Da. Dar nu este eficient. Uh-huh. Cum vi s-a părut acum, în ultima perioadă, că a început să joace din nou, adică e din nou... Bine, el a fost tot timpul, ba în grațiile patronului, ba ieși din grațiile patronului, ba în grațiile patronului, ba ieși din grațiile patronului. Păi, asta cam la Steaua se întâmplă cu domnul Gigi Becali, pentru că odată îi ridică cele 100 de milioane, odată îi dă afară. Da. Odată nu joacă. Da. Deci, ăsta are un caracter puternic, ca să poți să treci peste toate. El a avut și accidentarea care l-a ținut aproape un an de zile pe margine. Da. Dar mă bucur pentru că a revenit și este util echipei și joacă. Psihicul lui pare puternic totuși să reziști atâta timp la FCSB prin atâtea oscilații, cum vorbeam mai devreme, dat afară, nejucat, jucat un pic, nejucat, jucat pe alte posturi. Înseamnă că e totuși un tip puternic, un tip cu o minte... Este un tip foarte puternic și un copil care nu prea pune mult la suflet, adică trebuie să fie peste sau pe lângă ele. Aha. Asta înțeleg că e o calitate la fotbal, să nu pui la suflet, să lași lucrurile să treacă totuși. Mai ales la noi. Aha. Mai ales la noi. Nu mai ai nicio siguranță, bă. Acum ești, da. Nimeni nu mai ești. Da. Ce întâmplă și cu antrenorii care este ceva inadmisibil să schimbi. Atâția antrenori după 2-3 etape. Neagoi a fost dat afară fără să ia gol, dacă știți. Ați văzut. După două etape nu luase echipa gol și a fost dat afară. Da, exact. Ceva cum la noi se poate întâmpla. Ok. Povestiți-mi ceva din copilăria lui Ovidiu Popescu. Ceva din experiența dumneavoastră în anii în care a fost la dumneavoastră la Academie. În perioada asta. Deci el a venit la 12 ani la dumneavoastră, nu? La 12 ani l-am adus de la muncitorul Reșița, de la domnul Lolea. Da. A venit un grup de 5 jucători, pentru că am luat 5 copii dintr-o echipă care s-a desfințat la ei. Un copil, la vremea respectivă, a văzut ceva calități foarte tehnice și așa o viziune în joc. Nu l-a ajutat fizic, era foarte slăbuț ca fizic. Da. Dar în 6 ani cât a stat la Academie la mine, le-am pus pe picioare atât fizic cât și mental și pregătit ca să poată să facă față cerințelor din ziua de astăzi. În formă Cum l-a spus fizic pe picioare? Uite, mă gândeam acum că poate dacă ar fi trecut pe la dumneavoastră Octavian Popescu, celălalt Popescu de la FCSB, poate că și el ar fi arătat cum arată Ovidiu Popescu în momentul ăsta. Ovidiu Popescu pare că n-a avut nicio problemă în copilărie cu fizicul. Păi în primul rând de la... toți aveau fișele medicale făcute cu greutate, cu ce trebuia, plusurile sau minusurile, cum ne trebuia să le aducem la un nivel. Am avut un doctor foarte bun, care nici și fiind Bordor Cristian, care i-am adus la un nivel așa, prin vitaminizare, alimentație, antrenamente de bază. Am avut unchiul Octavian Popescu, ce a jucat la Craiova și cu mine la Politehnica Timișoara. Așa. A fost 9 ani de zile la mine, la Academie, în perioada aceea. Așa. Și... s-a lucrat foarte mult și individual și din toate punctele de vedere ca să se aduce pe fiecare la un nivel, atâta timp cât au avut ei capacitate. Da. Cum era? Era un copil cu minte sau problematic? Cum a fost Popescu? Un
nu pot să spun acum că a fost un copil foarte rău sau așa, mai făcea ca și copii, mai... Ce, fugeau din cantonament? Că doar în altă parte, la Jimbolia n-ai unde să te duci, vă gândesc. Din cantonament că stătea antrenorul cu ei și nu avea unde să plece, dar îi dau de la școală, nu făceau la școală sau chestii de astea mărunte, de vârsta lor. Da. Vă mai sună, mai țineți legătura cu el? De obicei, fotbaliștii, mă rog, cei care au așa o conștiință, își sună foștii, sau oamenii care i-au crescut, sau oamenii care au contribuit la progresul lor în carieră. Ce pot să vă spun că... Nu. Vorbesc cu el, dar nu foarte, foarte des. Mai rar așa, sau când mai mult la un meci, mai vorbim după... Îl mai cert așa câteodată. Da. Și, da, mai rar așa, că fiecare au cu problemele lor, cu concentrează la fotbal, ce au ei. Da. Și mai rar, nu vă spun că vorbesc foarte des cu ei. Dar din când în când. Din când în când. Ce ar mai fi putut avea el în plus pentru a fi un jucător și mai bun sau să ajungă la un nivel și mai mare decât e nivelul la care a ajuns? Mă rog, în fotbalul românesc a ajuns la un nivel foarte bun, dar... Deci eu cred că la calitățile lui fizice și ca și forță, ca și tehnică, un jucător polivalent acum, în ultima perioadă, nu cred că ar putea face față afară la o echipă destul de bună, eu așa cred. Uh-huh. Pentru că unde să aibă plăcerea de a juca fotbal, unde să fie deschis așa pentru fotbal, adică nu să se joace cu frică că dă afară, nu dă afară, că joacă etapa viitoare sau nu joacă. Deci o altă mentalitate de afară și eu cred că ar putea să facă față. Mai ales că la vârsta care o are acum, ar putea să prindă un contract afară. Bine, deja e... Nu mai e nici el vreun tinerel, nu știu unde ar mai putea să prindă un contract în momentul ăsta. Se poate. Nu știu, probabil îl trimite mângă Ronaldo, în Emirat. În țările arabe, da, exact, în Arabia Saudită. Da, da, acolo vin numai staruri mari, adică el nu e... Mai sunt și echipe mici. Mai sunt și echipe mici, adevărat. L-au luat pe cine? Pe Cordea, nu? Parcă a fost luat. Sau... Da. Da, a plecat în Arabia Saudită. Da, mă uitam, 29 de ani totuși pentru el, nu mai, la 29 de ani doar acolo poți să mai ajungi, că în altă parte nu te mai anime. Pe cine ați mai crescut? Știu că ați mai crescut pe cineva care e în Liga 1, pe Pap, pe Portar, pe Eduard Pap a fost la dumneavoastră la Academie. El a plecat tot de aici, de la vârsta de 7 ani. El e de aici, din lângă Jimbolea, din Craiovii. Da? La fel, împreună cu Popescu la aceeași generație. Iar un portar bun și... cu calități extraordinare, unde a și demonstrat că a apărat la Butoșași, unde a fost la Timișoara. Da? Încă tot bun, un portar bun. A fost crescut de Ilie, am avut iar un antrenor foarte bun cu portarii, botezatul Ilie, cu da. Petroșani, care s-a ocupat de ei. Deci a fost antrenor cu calitate și care a contribuit și la Popescu și la Papa, începând de la Iosif Rotariu, care e prieten și coleg de echipă, ce a fost, care a fost antrenor cu Ilie. Tavian Popescu, care mânăriră, dar am avut antrenori care au contribuit toți cât de puțin la creșterea lor și la educarea lor. Dar cu Papa ați avut un divergent la un moment dat, pentru că înțeleg că îi negociați un transfer la Târgu Mureș, de la Poli Timișoara, și ei înțeleg că nu voiau să plece, iar tatăl dumneavoastră a fost atunci foarte dur la adresa dumneavoastră. Pentru că eu m-am ocupat de toți de la început, până când au plecat de la mine, de la club. Odată ce vorbim și spunem că mă ocup de mai departe de ei, că era interesul meu ca să mă ocup și să fie bine da. Pentru toți, e negociat un alt transfer în lipsa mea, după ce am discutat și am pus la punct niște date. Da. Și n-am fost de acord, bineînțeles că nu putea să plece fără acordul meu. Și s-a suprat aici. După aceea, ce a cerut scuze și a fost totul în regulă, pentru că eu n-am interes să blochez un jucător sau să nu-i dau drumul să joace. Nu. Interesul meu era să plece cât mai mulți la echipă. Dar a fost doar așa ceva așa puțin deplasat. Dar a fost în regulă după aceea. Până la urmă v-ați împăcat. Vreau să vă întreb pe cine ați mai... Ce jucători au mai plecat de la dumneavoastră? Mai sunt jucători cunoscuți care au plecat de la dumneavoastră? Ce-a făcut Rapid pe Sebastian Micu, ce-a fost și la FCA, deci tot portat, plecat de la mine, de la Academie, ce l-am dat la Rapid. Ok. La Ecatric, Alexandru Iară, ce a fost lotul național de 2001, care tot la Rapid este de 2001. Da. Mice Fabri, care a fost la Mediaș și
la Faru Constanța, care au plecat. Ianciuc Pavel, ce a plecat la San Pauli, de la mine, de la Dinamo Kirchen, l-am adus încoace. Plecat în Bundesliga. Și aș pe la Liga 2, Liga 3, foarte mulți jucători plecați. Rentează să aveți, să aveți o școală de fotbal în Jimbolia, undeva în vestul țării, aproape totuși de Timișoara, unde sunt alte centre? Adică, vreau să vă întreb dacă, de când aveți școala de fotbal? De 2005. Din 2005, de sunt cât? 18 ani de atunci. Dacă ar fi să trageți o linie financiară după 18 ani de investit, energie, timp și bani într-o școală de fotbal, ca, financiar ați câștigat ceva? Nu am câștigat, deci am pierdut foarte mulți. Cât? Că aproximativ câți bani se pot pierde? Câți bani ați pierdut, de exemplu, în... Bine, aici, la nivelul care am avut făcut aici, că am ajut, pot să vă spun, era un buget de 100 de mii, 100 și de mii pe an la Academie. Cam acolo se ducea, în afară de ce aveam sponsorizări și alte facilități, da, la stadioane și din partea primăriei. Dar nu pot să spun că pe minus, clar. Pe minus, clar. Am fost singurul club din România, cred că și sunt la ora actuală, da? Care copiii nu plătesc nicio taxă. Nici de cantonamente, nici de echipament, nici de antrenament. E la mod acum în România, mă duc. Păi toate cluburile plătesc părinți. Păi și aveți un puț cu bani undeva în curte sau cumva? Cum țineți totuși școala? Că mă gândesc că pe vremea dumneavoastră nu erau niște salarii foarte mari, să spuneți, domnule, am strâns în cariera de fotbalist cât a strâns Hagi, de exemplu. Dar nici Hagi nu face gesturi filantropice la Academia lui. Vă spun, acum am prins trei afară, jucând afară, am câștigat mai mulți bani ca și în țară. Acum nu au fost așa mulți ani în perioada aia, totuși au fost niște bani buni, foarte buni, de campionat intern. Și s-am preinvestit în Academie, într-o firmă de echipamente sportive, alte care se pot să mai produci bani. Am mai vândut jucători care ori plecat și ori mai intrat la buget alți bani, s-au reinvestit. Ok. Puțin foarte greu, puțin când a venit pandemia, că ne-a pus cam de toți în cap. De la Popescu, cât? Cred că aveați 90% cumva la un transfer, când l-a vândut Poli cu... Politehnica Timișoara trebuia să plătească din Iordan și atunci am luat jucătorul, atunci l-am dus la Steaua și atunci am avut 90% și 10%. Deci ați avut undeva spre 100 și ceva de mii de euro ați luat, dacă nu mă înșel, în momentul ăla. Ați luat aproape 200 de mii de euro, parcă, nu? 160 de mii. Aia cred că e cea mai bună, cea mai profitabilă, nu? Afacere pe care ați făcut-o ca... Da, a fost cea mai... Plecând, vorbesc de la ca și junior, când a fost plecând afară la alte echipe, adică a fost o sumă bună cu, bineînțeles, mai dețin 10% din Ovid de Popescu, dar asta numai dacă e un transfer în străinătate. Da. În țară, în afară, nu văd să poată să mai plece. Nu mai, dar a trecut timpul, cred că, să mai faceți un cash-in din Ovidiu Popescu. Da, dar eu mă bucur că a ajuns și că s-a ținut, s-a menținut acolo la Steaua atâția ani, pentru că nu e ușor. Ce pot să spun? Mai multe decât m-a bucurat să prind un contract afară pe final de carieră pentru el, pentru familia lui și pentru toți. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că aveți o școală de fotbal, ce îi lipsește fotbalistului român de astăzi pentru a mai ajunge la echipe importante din Occident, cum ajungeau fotbaliștii români imediat după Revoluție? Păi, în primul rând, mentalitatea, din felul cum sunt crescuți de mici. Asta pleacă și din sânul familiei și de la echipele de club unde activează. Dorința de a juca fotbal și de a ajunge undeva să facă performanță, adică să tinde tot mai sus ca să poți să ajungi la un nivel, fiecare de capacitățile lui, de nivelul lui de fotbalist. Și tupeul în joc, pe teren, nu în afara terenului, și asta mă refer la cam la toți. Da. Muncească mult mai mult, pentru că înainte, țin minte, când eram, trebuia să spun antrenorul, dar de la școala sportivă de când am început. Veneam cu două ore înainte de antrenament, făceam antrenamentul și plecam două ore după antrenament. Făceam individual și singur și munceam mult mai mult decât se făceau la antrenamente, dacă vrei să ajung undeva. Nu s-a terminat antrenamentul, freza, mașina și am plecat la bar sau unde
imod. Cum zice George Becali, la femei, 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 că se duc la femei, tinerii fotbaliști. Femei, toți au fost fotbaliști, fotbaliștii cam toți au avut și asta e o altă latură. Deci trebuie, în primul rând, fotbalul pus pe primul loc și după aceea în rest. Cel puțin noi n-am avut aceste oportunități ca și ei în ziua de astăzi să fie atât de n-aveam ce face atunci. Nici ca și copil când am crescut, n-aveam telefon, n-aveam internet, n-aveam nimic. Nici discoteci nu prea erau pe vremea aia. Cluburi, discoteci nu prea erau. La o prăjitură, la cofetărie, eventual, dacă era ceva de mers. Da, acela, bar negru și ne uitam până când ne uitam. Da, asta e o diferență foarte mare. Acum, copilul de mic, când le-i, numai cu greu îi duci la fotbal. Sau la sport, în general. Da. Pentru că au multe priorități. În primul rând, telefon, de acolo pleacă și calculator. Și nu mai au plăcerea de a face sport, în general. Vă propun să vedem fazele din finala Cupei României, practic meciul în care ați fost cel mai aproape de un trofeu în carieră. E această fază centrală. Asta e, Steaua conducea cu 1-0, dăduse Andraș gol, în regie s-a jucat acea finală de Cupa României. Și aici e golul egalizator al dumneavoastră, speculant, speculativ în fața porții, băgați un picior acolo, nu știu cine era, nu-mi dau seama din imagine aici. Și băgați un picior, reușiți să egalați. Ați ratat foarte mult în finala aia, mi-aduc și acum aminte. După care ați mai ratat odată la penaltiuri. Povestiți-mi amintirile dumneavoastră. Ce mai țineți minte când vedeți fazele astea așa? Deci m-am uitat de foarte multe ori la finala, acea finală, și chiar aveam, pot să spun, după ocazii și după atât, pot să spun, după joc, a fost puțin dominat de Steaua, da. Dar după ocazii trebuia să câștigăm trofeul și ținând o fază din minutul 88-89, da. Unde la Rosenblum, la Călinul, a fost în care, clar, un penalt, clar, dacă nu a fost văzut. N-a fost văzut sau n-a fost, nu s-a vrut să fie văzut? Ce crezi? Nu s-a vrut, pentru că eram prea mic pentru... Da, da. Știți cine a fost arbitru, nu? Mai țineți minte, nu? Din câte ținte, domnul Porumboiu, pare. Domnul Porumboiu, dacă aude domnul Porumboiu că a zis că nu s-a vrut să se dea penalti. Știți cum face domnul Porumboiu când i se pune la îndoială integritatea? Domnul Porumboiu ia foc într-o secundă, ca o dinamită așa. Nu, din punctul meu de vedere și nu din punctul meu de vedere, pentru că a fost interizată acea fapt și s-a vorbit foarte mult de acel arbitraj în final. Nu pot să spun că a fost implementat sau din alt punct de vedere. Dar a fost greșeală, n-a fost greșeală, a fost niște faze așa mai mult invers. Altceva ce mai țineți minte? Ce vă mai aduceți aminte? Impresia așa, dacă mai aveți ceva minte de la finala aia. Ceva petrecut pe teren care nu s-a văzut la televizor, meciul a fost televizat. Multe așa nu putem, ce pot să spun despre o finală? Asta spun, îmi pare rău, pentru că era un trofeu meritat să-l câștigăm la 92 în perioada aceea. Cred că... o echipă foarte bună și asta e regretul, pentru că orice jucător dorește să câștige un trofeu. N-a fost să fie, cu toate că a meritat. Eu spun că a meritat din toate punctele de vedere. Și poate n-a fost nici față de Steaua ca și club, nu ne-a oferit poate condițiile necesare pentru o finală de Cupa României. Adică? Dar ce? Așa fost condițiile la perioada aceeași. În ce sens? Adică la ce vă referiți? Nu, n-ați avut parte de vitaminizare, de cazare, de ce? Nu, e pro de cazare. Mă refer orice finală, meciurile de pe Ducan cu Steaua, Dinamo, cu fiecare trebuia să, la stadionul la Timișoara, la Arhiplin și era un supliment venit din partea clubului, atât financiar, cât și săptămâna respectivă. La finală de Cupa României, atunci a fost, parcă am mers la Iași, am jucat sau la... Adică a părut că nu e important pentru club meciul. Vi s-a părut că clubul nu acordă importanța... pentru să organizeze acea finală. Da. Din punct de vedere al clubului. Da. Inclusiv la orice jucător, când vine un supliment financiar sau ceva, mai arătat pe aceeași, pe o primă, ca mine a că în campionat era mult mai decât în finala Cupei României față de Steaua. Sau, eu spuneam, totuși, ai niște...
motivație ceva, nu? Da. Cu toate că atunci, la perioada respectivă, nu se punea accentul pe bani sau... Și atunci au fost probleme financiare și la Timișoara ne-a dat după jumătate de an. Ne-a dat, niciodată nu am făcut scandal sau greve, ce se fac acum, nu dă bani. Sau să comenț, să discuți în presă sau... Nu era așa. Ne bucuram că jucam, să câștigăm și restul se rezolvau după. Ce simte un jucător, o să mai vedem o dată penaltiul ratat de dumneavoastră la loviturile de departajare, ce simte un jucător când trage pe lângă poartă, când toată lumea e cu ochii pe el, când coechipierii așteaptă ca el să marcheze? Nu erați, ratase înaintea dumneavoastră, ratase, cred că... Ba nu, dumneavoastră cred că sunteți primul care rata sau Stoicov a ratat primul, nu mai știu. Cred că Stadi. Așa. Eu am fost foarte sigur, pentru că băteam loviturile de 11 metri la echipă, de primul 11 metri ratat într-un joc oficial. Da. Aici e. Asta pe lângă... Dar se dusese, Gerasim era plecat pe minge. Da. Probabil că și scotea la cum ați tras. Da. Asta e. Se vede, se ratează, nu se apă. Da. Ce ați simțit? Ce simte un jucător? E ca de cer un cap, probabil, nu? Ce poate să simte decât... Sau erați ca Ovidiu Popescu, așa, mai indiferent? Adică, asta e, am ratat. Nu, indiferent, eu mă consumam, ci la fiecare meci, dacă nu apărea în ziar de mine că dau gol și așa, nu am presa pe mine aia. Eram un tip de ăsta care vreau să apar cu timpul față și eram foarte sigur pe mine. Adică, poate că eu n-am fost un jucător care să-l dau înapoi sau să-mi fie în teamă de un meci, sau indiferent cu cine jucam. Da. Foarte sigur pe mine. Mă uitam peste datele carierei dumneavoastră și ați avut șansa să jucați cu Real Madrid, însă n-ați jucat. De ce n-ați jucat cu Real Madrid? Cu Real Madrid a fost... Deci m-am uitat. Poli a jucat cu Real Madrid. Să le spunem oamenilor. În cupele europene, Poli a jucat cu Real Madrid, ne uităm imediat. În septembrie 92, finala a fost în... iunie 92, dumneavoastră ați obținut dreptul de a juca în cupele europene, Poli a obținut dreptul de a juca în cupele europene și Poli a picat cu Real Madrid, a fost 1-1 la Timișoara, un rezultat foarte bun obținut de Poli Timișoara în fața unui gigant al fotbalului european. N-ați fost deloc în lot la meciul ăla, la meciul tur cu Real Madrid. La returul de pe Santiago Bernabeu, cu Real Madrid avându-i în echipă, și o să citesc doar câteva nume, pe Sanchis, ce capitan, pe Hierro, pe Butragueño, pe Luis Enrique, dumneavoastră ați fost doar pe bancă. Mă rog, a mai fost și bătrânul pe bancă, adică un alt nume cunoscut în fotbalul românesc. Ce s-a întâmplat? De ce n-ați jucat? Și bănuiesc că a fost frustrant pentru că știu că ați fost fan Real Madrid de când erați mic. Da, am fost și sunt. A fost un antrenament, o altercație care am dat la facultatea de sport și am rămas, aveam meci de cupă la Farul Constanța de România și am rămas 7-5 sau 8 la un antrenament cu domnul Iță Chiniuc, antrenorul secund, da? Și cu domnul Ghișan și după antrenament. Și a fost o altercație între mine și domnul Iță Chiniuc, domnul profesor. Așa. De la ce a pornit? Era de la un antrenament, am jucat unul la unul după antrenamentul ca de bază, care am rămas noi. Da. Și degajat pe sală și era unul la unul, eram eu cu Diaconescu și avea bună echipă așa să mergem, dar dădeam mingea la poartă, era altă ca o victorie. Și nu am mai dus după el. Și m-am tot comentat și m-am înjurat așa, un fel de înjurătură. Da. Și eu eram puțin mai tânăr, mai cu nervii mai ridicați. Da. Și a fost o altercație între mine și domnul Tochimiuc. După aceea s-a dus la club, era domnul profesor Jack Ionescu, vede Ionescu, că la club și a la club, la stadion, la erau acolo, și a spus, uite, e talificație, nu știu ce, el a prezentat la club, a plecat la Cupa României, a prezentat la club problema, așa. Și a hotărât ca să nu fac parte din meciul, din tur, meciul cu Real Madrid. V-a distrus, cred că, chestia asta. Da, cum să nu, pentru că nu meritam, indiferent, puteam să fac o acțiune financiară sau... Dar nu eram golghetul echipei, un om de bază, nu meritam, indiferent ce, că mai greșești. Da. Dar ei și-au considerat atunci. Înseamnă că altercația totuși a fost destul de serioasă, adică ați făcut ceva serios, cred. A fost destul de serioasă, da. Și au fost și verbale, mai mult și...
A, l-ați și lovit, cred că. Asta simt. Da. După aceea, clar, mi-a cerut scuze și nu era normal să am reacția, dar pe moment așa a fost și nu aveam ce să mai... Okay. Am fost supărat pentru că ei l-au gestionat bine ca și conducători, ca și oameni de fotbal, situația. Ok. Orice putea să-mi facă, doar nu fiu scos din loc. Și ce ați făcut? Ați rămas la Timișoara, nu? Echipa... Nu. Meciul a fost... Ați fost la meci? Ați văzut? Ați fost pe stadion? Ați fost la meci? Am fost, eram în cantonament, cu toți ne luau, am făcut parte din cantonament, 26 de jucători. Da. Înainte de meci, cum s-a făcut zi, înainte de fapt se știa care joacă primul 11. Și atunci am văzut că nu fac parte din primul 11 și a fost titularizat Ovidiu Cuc. Da. Care era tânăr, mai tânăr decât... Dumneavoastră aveați 24 de ani, da, era mai tânăr decât... Nu juca, dar mi-am dat seama și a doua zi înainte de meci, când a făcut foaia de joc și cu rezerve, așa, am făcut parte de... Bineînțeles că am stat în tribună. Cred că e super necaz să stai și să vezi că tu puteai să joci și tu. După care... Am uitat atâția ani acolo, am jucat și am contribuit ca și de vedere sportiv. Da. Și nu meritam să fiu scos. Da. Penalizare financiară sau asta era cu totul altceva și mă nu spun că dacă jucam eu era băteam sau scoteam Real Madrid, dar pentru tine ca jucător a contat. Mult că n-am jucat. Uh-huh. Și la Madrid m-am scos, cred că m-am încălzit o repriză întreagă, dacă mai bine. Așa. Cine? Jackie Ionescu, da. Nu v-a scos, ce a zis? Du-te la încălzire. Exact, da, da. Și? Nu mă gândeam că nu, indiferent că ce scor era sau cât a fost. 4-0 a fost, s-a terminat meciul. Da. Deci nu, dar totuși, da, puteam să intru câteva minute, dar asta a considerat că atunci și m-am întâlnit și după aceea cu un profesor și în relație foarte bună și tot povestim așa la... Uh-huh. Așa considerat și au zis că am fost un jucător puțin nebun, așa. Da, dar nebun în sensul bun am fost. Da, dar vedeți, pentru o altercație cu secundul ați ratat poate meciul vieții, că era meciul carierei ăsta, sincer. Exact, exact. Dar a fost o altercație verbală, nu din alt punct de vedere. Da. Și am fost condamnat numai eu, și domnul Chimuc. Cum ar fi fost să nu ia secundul pe bancă, să nu facă parte din lot pentru meci secundul? N-am mai auzit asta, dar ar fi putut, nu? Să fie și asta. Da, cum să nu? Și asta era degeaba, s-a terminat tot. După aceea, bineînțeles că am și plecat, am vrut să plec, am și plecat la Darmstadt, la FC Nürnberg, da? În Germania, n-am mai merg. Și am și plecat atunci în Germania, în doamnă. Ok. Și m-am reîntors după 2 ani când ei erau picați. În 94 m-am întors înapoi. Am promovat ei. Da, mă uitam și mă gândeam la... A fost la Nürnberg, ați zis? La FC Nürnberg am plecat direct de la Poli, dar nu s-au înțeles financiar. Am stat vreo jumătate de ani. Așa? Și de acolo am plecat la Darmstadt. Deci a stat jumătate de ani degeaba la Nürnberg pentru că cluburile aproape, nu s-au... Aproape jumătate de ani. Până s-o... Din vară până în... Doamne, când a fost perioada aia de transfer, octombrie. Așa. Ce echipă? Deci era portar, era Köpke, din câte ții minte? Köpke era parat pe Sute... Alan Suter, elvețianu. Da. Am jucat tot foarte bun. Și am intregat foarte bine meciuri amicale, tot am jucat titular. Tot. Până când s-a început prima etapă și mi-a dat drept cum era înainte, cu cartea verde. Da. Ale cupii. Și a jucat la Darmstadt în Liga a doua. Da, am fost Liga a doua, după aceea i-au plecat, am revit înapoi, chiar eram împrumutat pe 2 ani. Uh-huh. Am revenit la Timișoara, 94, iar financiar nu s-au înțeles, că atunci depindeai de club, nu era ca așa. Da. Deci... După aceea se poate să plec, 96 la Rapid. Ce s-a întâmplat la Rapid? Chiar voiam să vă întreb, pentru că a jucat puțin la Rapid. Mi-aduc aminte când ați fost transferat, pentru că a fost o lovitură dată, sau Rapid a considerat că a dat o lovitură transferându-vă. Erați un atacant bun în Liga 1. Ce s-a întâmplat? N-ați dat nici gol, a jucat puțin? Nu jucat puțin, că jucat am jucat. La mea Mircea Rădulescu era antrenor. Mă uit, sunt 8 meciuri doar în sezonul ăla. Doar 8 meciuri a jucat, după care ați plecat în Cehia, la Bohemia, în Spraga. Spraga, da. Era folosit mijlocaș drept. Mijlocaș nu prea am jucat folosit ca vârf. Aha. Cine era vârf? Era Chiriță sau cine juca vârf? Era Chiriță cu Târțău. Aha. Și nu prea aveați loc de Târțău.
Păi și tu ca o da, tot așa, și atunci au găsit-o undeva, unde se poate să joc, în locaș de... Așa. Ceea ce nu era pe... Nu vă complimenta calitățile de vârf pe care le aveați. Păi nu, dacă eram vârf de careu, eram cu totul altceva. Așa. Nu jucam, dar nu aveam randamentul de atacant. Da. Plus că a primit acea meci pierdut cu Steaua în Giulești și a fost schimbarea Mircea, a venit Mialiță, Dumitru. Da. Eu având un antrenor la Gimbolia în 86, când a plecat de la Timișoara. Da. Și m-a folosit un fundaș stâng, era un copil. Și a venit meciul cu Calcule, unde era accidentat, nu avea bolvan sau nu știu cine era. Așa. Și turul l-am jucat atacant cu Calcule și returul am avut o timp de replici așa că să joc fundaș stâng. Nu pot să joc fundaș stâng acum, fundaș stâng. Din atacant și mi-am vrut să joc, că de-aia mi-am jucat prima repriză la Calcule, el am intrat în a doua repriză. A, deci trebuia să jucați de la început, dar să jucați fundaș stânga sau ce? Asta a fost discuția înainte de meci, că voia să vă joace fundaș stânga și dumneavoastră a zis nu joc, că nu pot să joc fundaș stânga. Nu joc fundaș stânga, nu intru titular. Da. Asta e ce joc. Și n-am intrat. Ați intrat în minutul 59, văd în locul lui Cezar Zamfir, care era fundaș stânga. Da. După ce zic că îl punea unde juca. Juca oriunde, da. Da. Și atunci a fost discuția cu Liță și după s-a terminat turul, atunci am avut o discuție cu el, adică s-a dus la club, am avut cu el și a zis, e mai bine că să nu avem probleme mai departe, să lăsesc o altă echipă. Bineînțeles că puteam să plec la Dinamo, că eu de la Dinamo atunci mă pregăteam cu Dinamo când am plecat la Rapid. Dar a venit varianta acea de la Slavia Praga, erau cupele europene și am acceptat să plec la Praga. Da, a fost la Bohemians Praga, nu la Slavia Praga. Bohemians. Nu, la Slavia Praga. La Bohemians Praga am fost după. Ah, păi la Slavia nu figurează deloc în CV-ul dumneavoastră, mă uitam acum. Da, la Slavia Praga. Ok. Am făcut transfer. Ok. Și ați fost împrumutat la Bohemians, înseamnă. După aceea jumătate de an la Bohemians, după aceea m-am întors, a venit 99 la Dinamo, am stat vreo 3 luni, chiar nu s-au înțeles cluburile. Ah, deci ați avut ghinion și la Dinamo cu transferul. Da, a fost perioada aia critică, Dinamo, când era financiar, așa, în 99. Și atunci am revenit, am plecat în Polonia. Mă uitam în Polonia, am văzut un articol recent, acum vreo 2-3 ani, scris în Polonia, era un articol despre dumneavoastră, domnule, cine îl mai ține minte pe Băban? Și scria ziaristul respectiv, a și vorbit cu niște foști colegi de-ai dumneavoastră de atunci și cu fostul antrenor, pe care îl cheamă, stați să văd dacă mi-am notat eu bine cum îl cheamă pe antrenor, îl cheamă Jurek, pe antrenorul Jurek. Pe care l-ați avut, care a spus, zice, domnule, zice, când a venit aici la noi, la Ruh Chorzów, așa, zice, ne-a impresionat așa în meciuri, că avea calitate, dar zice, era foarte clar că era individualist, juca doar pentru el. Și am văzut, a jucat foarte puțin, a jucat vreo 3 meciuri și cu unul în cupele europene, cu Žalgiris Vilnius. Da, Litoane. Deci, vă spun, plecând afară într-un cer care erau și Polonia, și Praga, sau și în Germania, cum a fost, deci e foarte greu, adică egoist. Stai atacat înainte, clar, că ții mai mult decât trebuie, probabil, sau vrei să fac mult mai mult decât să o dai, dar nu primeai nici minci, nu-ți dădeau. Atunci găseai oportunități să poți să ieși în evidență, să poți să înscrii ca atacant dacă nu dădeai gol. Ok. Nu jucai. Da. Și erau mai multe aspecte din cazul ăsta. A fost discuție, țin minte, în Polonia, că țin foarte mult de mine și... Da? Asta a fost... N-a stat mult, ați plecat repede de acolo. N-a stat, ați plecat, dar nu v-ați adaptat. Da. S-a și devalorizat cu contractul, a schimbat contractul. Din valută l-au schimbat în banii lor, s-au devalorizat mult și n-am mai fost de acord să rămân în condițiile alea. În zloți. Da. Uh-huh. Din momentul ăla, cariera dumneavoastră s-a dus, ați mers la Hunedoara, la Olimpia Satu Mare, la Sân Nicolau și după aia ați ajuns la UTA, surprinzător, pentru un jucător de la Poli să ajungă la UTA, de obicei aici e o problemă în zonă.
Cam foarte mulți jucători au fost la UTA de la Timișoara. Da. Și antrenori. Dar invers nu prea. Da, invers mai puțin au fost. Da. Adică ei țin mai tare la chestia asta decât Timișoara. Da, 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 da. Atunci la Rad a fost, bine, Dan Mănâină și cu Costel Enache erau antrenori și Costel Enache era jucător și hai să ajutăm. Atunci am mers jucător, antrenor, secund jucător. Apropo de șanse ratate și de momente ratate în carieră, mi-aduc aminte, în anul de dinaintea campionatului mondial și în perioada de dinaintea campionatului mondial din 94, erați unul dintre atacanții luați în calcul, așa, domnule, ce atacanți buni avem în România care ar putea să meargă la mondial? Că ok, era Răduceiu care juca în străinătate, dar mai era nevoie de atacanți care să completeze lotul național pentru turneul final, care avea să fie cel mai important din istoria națională, turneul final din America, la care au mers atunci Marian Ivan, Chiriță, din țară. Mă uit acum să văd cine a mai fost în lotul naționalei pentru acel turneu final. Imediat o să mă uit să vă spun. Că sunt curios. Știu că se discuta atunci despre mai mulți atacanți și era și numele dumneavoastră. Mereu apărea numele dumneavoastră în discuție. A fost și la lotul B și în lotul lărgit al naționalei și cred că atunci a fost Radu Niculescu și Marinescu de la Rapid. Nu, asta a fost în 98. Niculescu și Marinescu au fost în 98. Nu. Nu, aici a fost Viorel Moldovan, vă spun imediat. Marian Ivan, Viorel Moldovan din țară, Vlădoiu și Iulian Chiriță. Erau vârfurile din țară care au mers acolo. Dar înțeleg că înainte de mondial a fost un turneu în Coreea la care n-ați mers, n-ați vrut să mergeți sau ce s-a întâmplat? Am primit o la club pentru Coreea, cu lotul B. Da. Dar nu știu dacă a fost înainte, cred că după a fost. Eu văd că a fost un meci, dar a fost un turneu în Coreea, a fost un meci în Coreea la începutul anului, în 94, Coreea de Sud, februarie 94. Cu jucători din țară, într-adevăr, Prunea, Zegrean, Mihali, Prodan, Grozavu, Tănase, Zotincă, Papură, Panduru, Dumitrescu, Niculescu, Gâlcă, Călin, Ilie Stan, Ungur. Deci era lotul B. Ungur, uitați, era Ungur de la UTA. Deci ăsta a fost lotul B, practic, acolo, meciul ăsta cu Coreea. Și un meci în Hong Kong, de fapt, a fost, n-a fost în Coreea, un meci cu Statele Unite, văd. Deci ăsta e turneul, da, Statele Unite și Coreea. Da. Asta, nu că n-am vrut să mă duc, cred că nu sunt de la club, cred că n-am fost lăsat sau ceva din ăsta, ce că am primit la club și cred că de la club, nu, era perioada aia de pregătire și nu știu de ce turneu am avut. Așa. Cred că din motive din partea clubului, nu că eu n-am vrut, că am refuzat, pentru că am avut o discuție și cu domnul Iordănescu după aceea când ne-am mai întâlnit, am zis că am refuzat naționala. Eu n-am refuzat naționala, n-am fost lăsat din partea clubului să pot să plec. Okay. Toate că iar mi s-a părut o tărere greșită iar. Să nu vă lase să mergeți la națională. Da. Sigur că era Dănescu sau domnul Cuțică Rădulescu, cred. Și cum era noi lipsă de efectiv și alte accidentări, era canturamentul și cred că de acolo nu am fost lăsat în cauza asta. Alte motive n-am văzut. Da, mă uitam să... Da? Pentru mine și pentru ei ca și club. 93-94, dar erați în Germania 93-94, sezonul ăla. Păi atunci am plecat, după final, am plecat în știu, în doamnă. Da, înainte de mondial, 93-94, erați în Germania, văd. Da, eram la Darmstadt atunci. Da, exact. Exact. Da. La mine nu mai știu acum, am fost mai mult teren. Dar v-ați gândit la secundă? Vă gândeați în perioada aia că ați putea să prindeți lotul pentru mondial? Ați avut gândul ăsta? Nu am gândit, pentru că în acea perioadă am avut goluri date destul de multe, și 91 și 92 și nu credeam că nu fac parte din lotul lărgit. Uh-huh. Adică din punct de vedere ca și fotbalist și sportiv, adică atacam goluri, eram în formă foarte bună și nu credeam că nu pot să prind lotul lărgit. Lotul mare. Da. Da? Asta a fost hotărârea domnului Iordănescu,
și staff-ul și probabil s-a bazat pe jucători mai mult din București. A mai fost un jucător de la Timișoara care n-a prea avut loc la mondial, la naționala asta lui Iordănescu, e vorba de Timofte. Da, Adrian Timofte, da. Și el juca în Portugal și n-a fost. Probabil n-am avut priză la timișorenii, la echipa națională. Sau n-ați avut priză la impresarii care trebuie, oare? Poate și asta, că cum a fost cu domnul Giovanni Becali și toți care au semnat, au ajuns să jucă la echipa națională. Așa a fost conjunctura, să aleg pe Florin Iacob, care era timișorean. Și dar nu avea aceleași deschideri de porți ca... Nu avea aceleași deschideri de porți Florin Iacob ca Giovanni Becali. Da, așa se era adevărat. Și probabil după finala cu Steaua a fost o ofertă din partea clubului Steaua. Așa? La club, pentru să facă transferul la Steaua. Și da, nu s-a înțeles financiar, că probabil dacă ajungeam la Steaua imediat după finală, da, cum ar fi cam mici, probabil alt parcurs fotbalistic sportiv mai departe. Oh, dacă ajungeți la Steaua 92, urma să prindeți anii aia cu Liga Campionilor, cu grupele Ligii Campionilor. Da, dacă da era, mă bucuram dacă ajungeam și au fost și discuții purtate și atât cu mine și de contract, cât și cu clubul. Bineînțeles că nu s-a înțeles. Atunci am intrat în disgrație la club și m-am certat cu ei puțin. Atunci am zis că vreau să plec. Așa am plecat în Germania. Deci, practic, ați fost tot timpul într-o ceartă cu clubul, cu Timișoara. Aveau ce? Așa niște idei și când stau să le analizez acum, după trecut atâția ani, da, atunci nu prea, nici atunci n-am fost de acord. Adică să nu dai de dreptul la un jucător să poată să plece, da, atât clubul câștiga financiar, cât și jucătorul. Și erau altă... Așa eu le gândesc, așa gândeam și atunci. Ei au gândit altfel. Au avut foarte mulți bani și până la urmă au luat mai puțin, adică am plecat până la urmă. Da. Mă rog, atunci erau și altfel contractele, erau, jucătorii erau ținuți, se mai semna mai semnai un contract, nu știai ce, mai, ți se mai băga o foaie, o semnai și pe aia și după aia apărea la contract că ai mai semnat pe încă nu știu câți ani. Exact, da, și nu puteai să pleci, erai legat. Da. La urmă, la Rapid am plecat cu răvut nevoie de bani foarte mulți și a fost, cred că, o sumă foarte mare de bani. Când am plecat, cred că am fost cel mai scump transfer din țară atunci. Și m-au dat cu ochii închiși. Da, când au primit. Meseria goală. Atunci așa am plecat. Altfel mai stăteam cu bani. Și la Dinamo tot așa, deci nu s-a făcut... Vă dorea Dinu la Dinamo, dacă nu mă înșel, nu? Da, domnul Dinu, da. El a vrut, a insistat foarte mult și eu mă și pregăteam cu Dinamo. Eram în cantonament cu ei când au făcut transferul ei fără mine la Rapid. Da. Zis, vrei să te duci, nu mai te-am dat. Ce să fac? Ok. Am plecat, am făcut bagajele și m-am mutat de la un stadion dincolo. Dar erați în București, când s-a făcut transferul la Rapid, erați la Dinamo, în București. Eram la Dinamo, îmi pregăteam cu ei, eram în cantonament. Incredibil. Și ați primit telefon de la Timișoara, du-te în Giulești. Am venit Tichitiu la club acolo, ți-am întâlnit Tichitiu cu domnul profesor Boici. Da? Nu vreau, vă duream vreo 2-3 zile de discuții. Da. De la club din Ombol nu pleci că se rezolvă oricum. Am mai stat, cred că vreo săptămână. Nu s-a rezolvat. Până la urmă, omul să-mi dea drumul și am acceptat până la urmă. Dar sufletul unde v-ar fi dus dacă ar fi fost să alegeți între Steaua, Dinamo și Rapid? La Rapid ați mers. Dar dacă ar fi fost să alegeți după sufletul dumneavoastră, unde ați fi vrut să mergeți? La Dinamo. Ah, dar de ce la Dinamo? Erați dinamovist, nu? Hai să vă spun, da. De la vârsta stăteam în Comnul și Mare, eram copil. Pe strada unde stăteam erau de la poliție, generalul Moț, numai securiști, cum să zic, deștept, da, vecini. Da, și da. Copiii lor ce eram, ne jucam toată ziua împreună și erau cu Dinamo. Da. Aveam 4-5 ani. Și toți cu Dinamo. Și era o stradă care erau ceferiști, erau cu Rapidul. Da. Și toți cu Dinamo, cu Dinamo, cu Dinamo. Nu visam atunci când ajung fotbalist sau când mă jucam pe câmp. Deci era Dinu, era idolul dumneavoastră, practic. Da, nu vă spun de la 5 ani. Da. Mi-am cu ei.
După aceea, ca să ajung, să... asta a fost altceva, dar nu mă gândeam deodată. Mm-hmm. Da, au fost total două cluburi total diferite. Da, bine, Dinamo, pentru Dinamo avea să devină însă pentru Poli Timișoara o poveste urâtă după retrogradarea aia, venită la finalul unui sezon în timpul căruia Lucescu l-a amenințat pe Gheorghe Ionescu că o să vă retrogradeze. Din 87, cred. Da, exact. Da, când a dat Varga un gol de la 40 de metri. Ce mai știți de Varga, apropo? A rămas și istoria mai departe, am preluat-o și noi, că a fost datorită că nu a câștigat Dinamo, a retrogradat Politehnica Timișoara. Da. Și, bineînțeles, știa urătura față de Dinamo la Timișoara. Pentru dumneavoastră dinamovist, nu mai putea să spuneți că sunteți așa dinamovist când a început povestea asta la Timișoara. Nu, în momentul când am ajuns să joc fotbal la Timișoara, de exemplu, după Revoluție, ce juca cu Dinamo nu mai a fost, vreau să-i bat, adică cum da, să spun, și tot timpul i-am dat. Da. Le-am dat goluri și mă bucuram, dar nu mai a fost aceea așa că eram dinamovist sau după, să pot să zic, fan acum. Povestiți-mi cel mai frumos gol pe care l-ați marcat în carieră, pe care îl considerați cel mai frumos gol din carieră. Povestiți-ne-l un pic așa, povestea lui, dacă o aveți în minte. Golurile, pentru mine toate golurile au fost foarte faine, frumoase, egal și dacă m-a dus așa în poartă sau tot. Golul foarte multe date cu cap, aveam lovitură foarte bună de cap. Da, și mi-aduc aminte de asta, da. Foarte bună. Și îmi plăcea, tot timpul eram bucuros când se ducea unde vreau eu sau... un gol de la implozion, la sărit sau... Multe goluri au fost frumoase așa, pentru mine. Țin minte un meci cu Ceaclău Piatra Neamț, 4-3, cred că era Constantin arbitru, cred că am avut vreo 3 roșii și o ploaie de aia părințială și conduceam 3-1, 3-3 și eu, zice Vlaicu, zice, hai să luăm un 2 de la centru. Sorin, mânaște-ne tot până ajungem la poartă, hai să luăm un 2. Hai să luăm, a luat-o el, 2-3, mi-a dat-o 11 metri. Minutul 194, cred da. Atunci, țin minte, Constantin a venit la mine și a zis, zice, dacă ai ratat, erau cu Piatra Neamț, era arbitrul lor, da. Și al Piran. Și zice, dacă ai ratat, nu mai poți să dai înapoi. Da, ce chestie. Atunci, deci cum v-a zis dacă ai ratat? Dacă am dat și respinge portarul. Da? Nu mai dau a doua oară. Adică nu se mai apuc să dau, adică. Fluiera direct. Dar mă mir că a dat penalti. Înseamnă că a fost atât de clar penaltiul dacă l-a dat. Că dacă nu... Foarte clar. Că tot pe mine m-a faultat. Dar unde a fost? La Timișoara sau la Piatra Neamț? La Timișoara sau la Piatra Neamț? La Timișoara. Dacă era la Piatra Neamț, nu se dădea 100%. Nu, am prins meciuri acolo care nici plecam din terenul nostru și nu era cu opția. Penaltii se dea el. Așa era atunci. La Piatra Neamț. Da. Și bineînțeles că ți-am dat-o sub bară și era 4-3. Atunci au stat, cred că vreo 2 ore nu au reșit de acolo, că erau suporte de toți pe zgară. Mi-am furat de neamul, 3 cartonașe roșii am. Wow. Și cu toate astea ați bătut, 4-3. Da, unii care venea așa... Păi... Ți-aduce aminte. La Piatra Neamț, plecam din terenul nostru. Offside, ridicat. Da, ce faci. Povestiți-mi un pic de adversarii dumneavoastră pe care ați întâlnit. Așa, cine era cel mai dur dintre băieții ciomăgari din Liga 1? Da, erau grămadă, pentru că eram un tip care și enervam, adică prin felul meu. Eu eram rău pe teren. Îi șicanați. Dar aveați vreun truc aveați trucuri de astea murdare sau... Cum? Aveați trucuri murdare, adică îi provocați, aveați chestii? Provocam, nu vă spun, îi ciupeam, îi mai dea cu cot așa să nu vadă, mai scuipam. Așa. Bineînțeles că luam și eu. Eram după meci plin de scuipat. Și vânătăi. Fugeau după mine. Dar cine era? Cine era? Adică l-aveți pe unul pe care îl țineți minte, bă, ăsta era rău. Păi am prins ultima, așa mai prins, de exemplu, la Craiova, era Dunaie Ungureanu. Da. Mai era... și la Steaua, mai erau din garda veche. Bumbescu, l-ați prins pe Bumbescu, a jucat, cred că l-ați prins, nu? Dar cum să nu vă jurau futuri mama ta de copil, te prind. Dar nu mă prindea, eu vorbeam urât și pugeam de lângă el. După care... Cine mai... Matei era dur iarăși, Adi Matei era... Matei era rapid,
când juca și la Dinamo, când o prins. Da. Dar de juca și la Dinamo. Erau mulți. Mai aveam la Unedoara Bardac. Așa. Când aș drept. Aia de cap nou. Ăla era... Eu când îmi vedeam că vine, mergeam pe partea aia. Miner sau ce era? Se juca dur în Valea Viu, la Petroșani erau. Foarte dur se juca acolo. Da. La Petroșani erau echipe Brașovul iar. Bistrița, ca să nu vorbim de Bistrița, de Tatea Jean. Așa, povestiți-ne un pic de Bistrița, de Tatea Jean. Asta vreau. Bistrița era, exact, era la Piatra Mea. Nu plecai rar, am bătut odată 1-0 cu, cred că, nu știu, greșeală. O dat Voica gol. Așa. Voica era din... Acolo erau iar, de Balau, Mironaș, din Sălierte. Dar ați jucat și cu Mironaș, ați fost coleg cu el, la Rapid, l-ați avut. Rapid. Înțeleg că era ceva, un personaj, povestea cineva că la Bistrița venea după o șpriț prelungit, se băga în saună și intra pe teren, de la șpriț intra pe teren, adică... E, nu așa când... Nu o să vede acum că nu mai e, dar avea, era haios așa, era un tip plăcut, foarte plăcut. Uh-huh. El era fizic, ori curgea sânge din ars sau ce, nu făcea el fizic. Era certat cu fizic. Da. Dar era un... Da, cu noi, adică era Adrian Stoicov, era Vlaicu, avea Popescu, eu și Armăjan. Da. Și noi n-am vrut, cu toate că oferit o sumă de bani la club, dar noi n-am vrut. Cerea Neimi Dembroschi, antrenor, da. Și ce n-a vrut, și n-am vrut ce să facă, și am jucat. Pe bune. Am zis că noi nu vrem, am jucat, am văzut 3-1. Da. După am făcut un meci la ASE Armata Târgu Mureș, m-am dus eu 9-1, cred că am și... Odată cred că am bătut, am dat 2 goluri, 2-1 și odată mi-am bătut ei.
Atunci iar a fost un meci între, adică discutat de club. Da. Și mai puțin la Hunedoara, unde era domnul Alic, antrenor președinte, și am spus, eu nu fac parte din meciurile care sunt sau nu sunt, nu fac parte. Atunci când era un meci, mai așa de, nu era un ce atunci să fac, am zis, eu nu mă duc. Da. Și nu mergeam. Nu vă duceați, pur și simplu. Nu mergeam. Eu pot să mergi la Alba Iulia, am zis, nu mă duc. De când am luat și promovat Alba Iulia. Și nu, pentru că nu meritam. Ales că m-am dus fără nicio importanță financiară, m-am dus așa de la Tavi Popescu și m-am dus pentru el. Am uitat să vă întreb de Contra. Ați avut un coleg care ulterior a devenit celebru, a devenit și selecționerul României Contra. L-ați avut coleg, nu, pe Contra? Da, sunt prieten foarte bun și de familie și un prieten foarte bun și l-am dat din șoara. De ce credeți că n-a reușit mai multe ca antrenor? Păi, probabil și prea devreme, eu cred că experiența de antrenorat prea rapidă și direct sus. La e foarte greu. La Național, adică. La Național. Da. Eu mă gândesc ca asta. Și conjunctura echipei naționale probabil nu i-a da șansa ca să poată să are calificare. De fapt, ca și nu ne-a mai calificat de foarte mult timp. Da. Au fost și alții mai experimentați, dar eu zic că acolo, experiența de antrenor care a ajuns foarte sus, direct. Probabil. Domnule Boban, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. A fost o plăcere să vă ascult poveștile. Vă doresc sănătate, spor la treabă, să mai scoateți niște fotbaliști, mă rog. Da. Dar nu de ăștia care joacă pe toate posturile la FCSB, că vrea George Becali să joace fundea stânga. Să fiți sănătos, toate bune. A fost GSP Live, ne revedem mâine dimineață. Cum? La fel și dumneavoastră. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport. O zi bună pe mâine. Toate bune!